Vreau să te văd un pic așa, lucrul ăsta nou îmi place. Sunt pantalon cu turul lăsat de la, cum noi, de mămăligari, ia uite. Da, asta, adică mi-a plăcut așa cum, adică sunt foarte frumos, elegant. De la Londra, nu de la Dubai, de la, era în fine, ce contează. Iartă-mă, perfect, am un loc aici de la... Nu pot să stau, că mi-a pus la valiera la funduleț și dacă stau, îmi intră sunetul în fund. Cum faci? Păi scoate și pune-o... O scoate și o pun, da, pune-o în buzunarul ăsta de aici, frumos. M-a preluat de la... Bag-o aici. Băi, am venit cu taxi. Mașina, cu taxi? Da, cu, n-am plătit-o, am lăsat-o aici la poartă. Cum adică cu taxi? Îi dai tu, să du-te gata, aș dai niște bani. La... Ce vrei, mă, dacă am plecat de la noi, de acasă? Da, da, noi stăm în același loc cu oameni buni. Pentru că stând atât de mult cu Andra acolo la pupitru, am zis... Hai să ne și mutăm în același loc. Fetele sunt în aceeași clasă mâine, poi mâine. Exact. Cea. Și am plecat de acasă la 1 fără 10, mă. N-ai mai plecat de mult la ora asta prin oraș, nu, așa? Nu, dar zici că v-ați mutat la Călăraș. Aici, nu? Băi, de dar ce nu înțeleg? Și de ce n-ai venit cu motoscuterul tău? Îl am la reparabă, că o doamnă în rond acolo la noi, da, unde e școala copiilor, da, în rond, o doamnă cu un BMW decapotabil, blondă doamna, da, dintr-o întâmplare. A... Da, decapotat. A frânat foarte brusc. Eu am intrat în ea, am sărit puțin. Nu cred. Da. Și am coborât și am zis, ce s-a întâmplat? Și a zis, m-am speriat de autobuz. Și m-am uitat în jurul nostru, nu era niciun autobuz. Și am zis, da unde? Și mi-a arătat în parcarea, știi că e o parcare mare acolo. Și a zis, la jurul ăla, era, parcare. Ăla verde, mare. A zis, pă, ăla nu are șofer. Și am lăsat-o să se ducă. Și am mers vreo 2 săptămâni, el mergea în față, dar coarnele le țineam așa. Și mă mai vede lumea și mergeam așa cu scuterul într-o parte, dar mergeam în față, dar roata era ușor așa. Și atunci acum am vorbit cu Bogdan la Vespa acolo să facă, a zis, băi, îndreaptă-mă și mie, hățurile, că nu știi în ce direcție, adică mă urcam pe scuter, ziceam, hai noroc, și tu ziceai că mă duc încolo, dar mergeam încolo. Așa am pățit și cu Osea la căruță, dar zic altă. Cum adică, cu Osea la căruță, cum? A, la țară, când era mai mic. Tot așa? Tot la fel, se strâmbase Osea și trăgea unul într-o parte, unul într-o parte, n-ajungea unde trebuie. Și? Viață grea am avut cu locomoția asta. Eu sunt făcut să stau locului. Am înțeles. Da, stai locului, dar îmi place, ți-am zis, noul tău look și mai sportiv, așa. Da, mă, m-am uitat și eu, mă uit și eu pe tine să văd ce porți, cine mai vine pe aici. Nu poți să vii îmbrăcat în, cum sunt în Las Fierbinți, cu pălărie în cap. Dar tu hainele alea le-ai și acasă? Care? Le mai pleci cu ele din Las Fierbinți câteodată? Nu, alea nu. Ne-ai plecat dar de, te de la România au talent le-am. De la România au talent, sunt ale mele. Unele dintre ele, unele mi le-a făcut Irina, unele mi le-a... În fine. Nu, dar asta la Sfierbința, nu știu, ai terminat filmările și trebuia să pleci undeva repede și să pleci cu hainele pe tine, așa, să te oprească cineva prin oraș. De două ori mi s-a întâmplat, trebuia să ajung la ortoden sau ceva de genul ăsta și am plecat, dar n-am plecat chiar cu toate hainele, am plecat cu tricou și am ajuns cu toate lănțișoarele alea la Emily și Emily mi-a zis, de când porți tu atât aur pe tine și aveam și ghiuluri și a zis, nu e chiar aur. Ok, da. Perfect. Oameni buni, în seara asta începe România au talent, exact cum spunea și prietenul nostru Mihai Bobonete. Da, care România au talent, da. Ai dat golden buzzuri așa pe sufletul tău, ai plâns, ai râs, te-au șocat cineva? Cum e? Băi, nu, anul ăsta nu cred că sunt golden buzzuri la care să fi plâns, în schimb au fost momente în care s-a plâns. Vă spun, este sezonul în care n-ai văzut niciodată pe nevastă-ta cum ce a făcut la un moment dat. Vada era acolo. Uitați-vă, o să o vedeți pe Andra. Power to the all the girl in the world. Adică a fost știu momentul ăla. A fost, au fost foarte multe momente și impresionante la modul de lacrimă. Dar trebuie să vă spun că din punctul meu de vedere am și urmărit România au talent până să fiu în juriu. Este sezonul cu cea mai mare diversitate. Adică asta pot să bag mâna în foc. Adică nu e numai cum a fost până acum, să zici că au fost foarte mulți copii care cântau sau care dansau sau care sau magicieni, să iasă în față un anumit tip de talente. Nu, acum este atât de divers. E fenomen. Da, e fenomen și atât de divers încât o să vă placă, plus că echipa și-a făcut în mare fel treaba și au adunat și au adus talente aproape uimitoare. Plus că avem și câțiva străini foarte buni. Dar ce poate să facă Batista? Batista este oameni buni, regizorul show-ului România au talent. Când vezi montajele astea și când vezi spectacolul ăsta cum îl face, magie, efectiv, magie. Pot să vă mai dau ceva din culisele sezonului, sezonului ăsta de România au talent? Trebuie să vă spun că este sezonul care aduce în fața voastră cele mai tari ansambluri. Am dreptate?
ansamblurile folclorice care, care vor fi în sezonul ăsta, n-ați văzut în viața voastră. Dar știi că noi am făcut aici competiția duelul ansamblurilor? Băi, nu știu dacă ăștia au fost, habar n-au dacă au fost. Bă, deci ce am văzut, am zis, bă, mândru că sunt român, deci am fost pe genul prima oară. Și de obicei mă cam plictisea. Intrau ansamblurile, veneau, le dau lui Andra, Andra, Andra e al tău, ai bine, avem doamna Andra, ce frumos dansă. Băi, aici m-am rusat gura. Și oricum ești pe doine mult. Pe doine multe, m-au rupt. Am auzit cea mai urâtă doine, dar am auzit-o vreodată în viața mea. Cum urâtă doine, mă? Că nu sunt doinele urâte. Băi, băiatule, deci o știi pe aia de anul trecut în care mureau ea la război de la gloanță, că intra prin noi glonțul și după aia sapa? Să vezi pe anul ăsta ce am prins cu copii morți pe ogoare, cu una care strângea copii morți, plângea bărbați, au murit și boii și caii, lasă-mă că la un moment dat am zis, s-a terminat doina, am zis, mai e cineva în viață? Eu cred că doinele astea așa erau scrise, se iau 6 săteni. Îi omorâm pe rând de fiecare de o moarte curată. Strofa 1, 3, da, în strofa 2. Ăsta de doina era un fel de grefier de ăsta, de nota cum a murit fiecare în parte. Deci, Doamne, ce uite-te și tu mesajul ăsta de câte ori se repete. Deci, dacă observi... Doamne, ferește, dar ce deci, fii atent, vreau să le arăș... stalker ceva? Nu, dar stai un pic să vezi întrebarea, că e pentru tine. Stai să nu se vadă numărul de telefon. Aș vrea să le arăt celor care se uită la noi la emisiune, da? Uite-te aici, uite-te aici. Ca să vedeți dar de câte ori a dat... Cine e? Cineva a dat mesajul ăsta. Iar e aceeași întrebare. Da. Întreabă-l pe Bubunete dacă îi place să joace în las fierbinți. Doamne ferește, nu, o fac forțat, vă dați seama. Mă bat ăștia, mă țin, mă schingie, mie nu-mi place de nou. Deci cineva care insistă să afle răspunsul, știi? Adică... Eu cred că a murit cu mâna pe butonul ăla, deci a zis... Bă, îi place să joace! Și acum e mort. Cum dracu să nu-mi placă, că de-aia fac de 15 ani ce fac. De bine, asta m-a amuzat foarte tare întrebarea, știi? E pe rând. Astăzi lansăm... Se lansează sezonul de România au talent, de la ora 8:30 pe Pro TV. Sezonul 14, fenomen. Sezonul 14. În același timp știi că suntem concurenți direct pe zona de podcast, da, bravo. Azi cu cine ai? Am cu Antonia. Băi, a ieșit foarte mișto. Este o față a Antoniei pe care eu cred că lumea nu o cunoaște. Da. Așa cum a fost și cu Andra. Și sunt momente în care oamenii au percepția că vedeta e doar vedetă și atât. A ieșit un interviu foarte mișto. Vă invit pe YouTube, pe Da Bravo, ora 18 premieră cu Antonia, la 20:30 pe Pro TV România. Uite, am văzut imagini de acolo, așa? Da? Au pus imagini? Da, da. Și vreau să mai anunț un lucru foarte important. Am dat drumul la afișul de turneu național de stand-up comedy, Sfaturi de Viață, pe care o fac cu fratele Mihai Rait în deschidere. O parte din el, adică partea de primăvară. Abia aștept să văd cum ți iese asta cu Andra în Anglia, pentru că eu urmează să fac în aceea sală. Nu cred, tot ești nebun. Și aș vea să o las la fel de deschisă cu azi, sată voi, pentru că știu că românii din Anglia, în general, românii din diaspora sunt, sunt foarte mari fani, iar dacă vă iese asta, știi că mi-am luat bilet. Nu cred. Ba da, stă în sală. Tu ți-ai luat bilet la tradițional în Londra? Da. Pentru că vreau să văd. Bine, dar voi sunteți șatră mare, 100. Eu zic că voi vă duceți din bilete, trebuie să mai aveți la voi 50 de lei dacă vreți să câștigați ceva. Da. La mine eu sunt singur cu microfon și cu fratele Mihai. Bă, mie asta mi se pare cea mai bună afacere la tine. Da, asta e, că n-am lăutar pe lângă mine, care se uită la tromp. Pa, ai spus o glumă, începe aia. Trompă mică, trompă mare, 1000 de euro. Tu rămâi cu... Uite, asta am văzut, mi s-a părut foarte tare. Line-up-ul de la Wembley. Judas Priest. Și aici l-ai pe James Arthur și între ei Andra cu tradițional. Ce bine e asta! Pe Wembley Arena, în Londra, pe 17 martie, tradițional 2, show pe care oamenii l-au văzut la Pro TV de Crăciun. În prima zi s-au dat 5.000 de bilete, ca să înțelegi. Românii de acolo e a doua limbă în Anglia. Da, mă, știu. Vezi că n-avem voie la televizor, mi-ați gritat să zicem că e pe bilete. Sunt spectacole care se fac gratis, din plăcere le facem. Noi artiștii trăim din aplauzele voastre, oameni buni, atâta. Noi nu luăm bani. Bine, ANAF-ul ne impozitează, ne iau câte 80 de aplauze la 100, s-ar mai știu pe contract acum. Deci, da, și o să facem acolo și noi. Dar și până atunci mai am ceva de zis. Hai zic că ți-ai iau stand-up-ul, analizez stand-up-ul. Marți e 14, nu, pe 13, marți. E lansarea noului sezon de la Sfierbinți. Adică săptămâna viitoare se lansează și la Sfierbinți sezonul care, nou. Dar știi ce vreau să te întreb? Cum dau eu seama că e sezonul nou? Adică eu sunt la Sfierbinți, mă uit, că, adică știi care e toată povestea? Eu mă uit și nu am o pauză de o lună între ele. Știu. Văd că începe ăla, e nou, adică aveți aceleași ținute, cum, e ceva, se întâmplă un șpil, că ceva? Eu nu. Că mie mi se par toate noi și spectaculoase, chiar dacă le-am mai văzut. În afara faptului că ne mai albește părul, la mine nu se vede că am tot timpul pălăria în cap, dar pe colegii mei se mai văd care joacă așa deschis, apare undeva în colțul ecranului tot timpul sezon nou. În rest, de la atâtea reluări,
Nici eu nu mai îmi dau seama, crede-mă. Și îți spun o chestie, asta eu am luat-o ca pe un compliment și ca pe un maxim, cum să spun eu, faptul că lumea ne apreciază atât de tare după 12 ani. Tu gândește că noi săptămâna trecută am făcut 38 share, da, adică o medie pe un episod în reluare. Adică ideea e în felul următor, să le explicăm oamenilor ce înseamnă share-ul. Share-ul înseamnă câți oameni se uită la televizor când televizoarele sunt pornite. Adică 38% din oamenii care aveau televizoarele pornite se uită pe la sfierbinți. Unul din trei televizoare aprinse erau pe Pro TV, nu? Mamă, Da. În care era reluare. Da, acum nici eu nu știu când sunt reluări sau când nu sunt. Nu mă gândeam că sezonul ăsta nou, deci începe marți, nu? Da, marți pe 13, cred că este la 20-30. Ce greta că așa e. În seara asta România au talent, au și podcast pe Da Bravo pe treaba YouTube. Este serioasă. Fii atent, am un test pentru tine, pentru că tu show... ce ai avut la podcast ultima oară? Că a fost ceva la serios, ai avut, dacă am vrut să chem și eu la... A fost serioasă discuția. Am făcut unul fain de tot cu Dani Oros, care a fost la Google și aplicații o română. Bravo, mă, că a vorbit tu. Te-ai axat pe ăștia, pe valori internaționale. Cu Antonia merge și așa. Hai că vedem noi ce se... Cum, mă? Păi și Antonia e internațională. Oricum, ia să știi că chiar vorbeam cu Antonia. Ea e o persoană foarte dragă mie, pentru că eu sunt cu Alex, na, fraț din Craiova, deci mai de la Târgu Jiu. Și da, exact. Chiar așa am început podcastul. Știi că puteai să fii nevasta mea? Și cum așa? Uite așa simplu, dar a plecat el mai devreme, că a avut aia cu starul și nu știu ce. Dar eram la un cartier distant. Și nu te-a sunat Velea după aia sau încă n-a văzut podcastul? Nu, suntem prieteni, am vorbit, am văzut podcastul, ziceam că e o persoană foarte drăguță așa, Antonia, și foarte mișto, dar faptul că a trăit și a crescut acolo, dacă câteodată mai face cât un dezacord sau ceva, e că e vreo proastă care a banalit să vorbească limba română, ci efectiv a crescut, da, și s-a născut vorbind limba engleză. Dar se vede care are și accentul ăla. Păi care da, e... da. Mie mi-ar plăcea să vorbesc prost română cum vorbește și să am accentul ăla, să știu engleza. Așa zic și eu, dar nu vezi că eu cu Duolingo nivelul 2 nu-l trec să mă rămâs, deci că parcă sunt închis acolo. Fii atent, show-ul tău de stand-up se numește... Sfaturi de viață. Sfaturi de viață. Da. Noi avem aici 7 întrebări. Da. Și că mergem pe zona azi stand-up-ului tău, da, turneului, da? Da. Sfaturi de viață, și vrem să vedem cum răspunzi tu. Prima întrebare. E zi de curățenie în casă. Nu ai chef să faci nimic. Da. Cum te fofilezi astfel încât să eviți o ceartă cu soția, cu Cătălina? Să mă fofilez? Da, de la curățenie. Zi lui Maria Filipina să mai rămână peste program și termine treaba. Bine, nu poate nici. Adică tu nu trebuie să te ceri cu soția, cu Cătălina, și nici n-ai chef să faci curat prin casă. Și cum mă fofilez? Sfat de viață. Băi, eu vă spun așa. O creșteți. Durează câțiva ani de zile, dar în momentul în care ajunge să se împământânească, rămâne acolo. Durerea de spate, lombar. De ce? E bine chiar dacă nu vă spate... Bă, dacă aveți acum 30, 33, 35 de ani, nu vă doare spatele, da? De acum începeți. Începeți să o anunțați. Să ziceți, mamă, ce o să mă cam doară spatele. Da, exact. Un an, doi, după aia. Mă, nu știu câte arcoxia în tine, că tu nu-l oferi. La mișto. Bă, nu știu ce. Ca să ajungi, când e de curățenie, nu știu ce, spatele. Uite, asta e. Băi, aș pune mâna de asta, eu cred că mă duc frumos la recuperare, la kinetică, eu nu mai pot la mine. Și ești frumos din casă. Dacă poți să scapi și puțin aer din tine, să zici, ia uite, bă, de la durerea aia e, ca aia se înțelege, știi? Când corpul suferă, știi cum e, când pufă-i. Da, te doare spatele, rămâi blocat. Hai. Bun. A doua, finul tău Mihai Rait te sună noaptea pe la 3, dimineața pe la 3, să spună că nu poate să doarmă și ce sfaturi dai. Că nu poate să doarmă el la ora 3 și să mă sune pe mine? Da. Care niște gânduri? Că nu e neliniștit, că nu poate să se odihnească. Mihai? Da. La ora 3? Bă, la 10 tai butuși pe el, mă. Ce ai? La 3? La 3 dacă mă sună înseamnă că a murit. Dar mă sună el. Înțelegi? La 3 să mă sune neliniștit, să-mi zică, bă, ce să fac eu, bă, că nu pot să ador. Da. Bă, eu să-i dau sfatul pe care mi-l dă mie nevastă mea de fiecare dată când nu sunt... Să nu meroi, când nu, nu, să-mi zice, întoarce-te pe partea alaltă. Indiferent că ți-e rău, te doare capul, întoarce-te pe partea alaltă, așa aici. Sau doi la mână să mai bem un parc, înseamnă că nu și-a făcut... efectul. Nu și-a făcut efectul, da, voi, exact. Dar voi că mergeți în turne... Dar și tu știi despre ce medicamente se ia seara, nebunule. Toată lumea aici, cămăruță nu bea.
Ce mă, ce... am fost de aia la casă, nu găsești o sticlă plină în frigiderul ăla. Păi bune, eu când am fost la tine, te-am făcut atunci sarmale, Mimi. Eu când am văzut că fiecare sticlă era început, eu am crezut că tu ești chior și tu nu-ți dai seama că te prostesc ăștia când cumperi băutură. E dracu, mă, sticlă de whisky și de-alea începute, la jumate toate. Și ei nu beau, el cu Andra nu guste. Ăia mici n-au voie. Ai înțeles? Păi și cum să ai toate sticlele începute? Le desfaci, mă, păi desfaci, whisky, ce, whisky când o desfaci, nu bei toată. Da, bineînțeles. Adică cineva mai pui un cup, mai bei. Eu n-am mai auzit asta, Cătărine. Păi, a, tu când o deschizi toată? Fratele sunt Mihai Cosmin, fratele da. Mihai Rait, a zis, eu nu știu, când a venit la București, dar nu a zis, cum dracu stați, mă, cu atâta băutură în frigider? Și a zis, păi, na, n-am terminat-o. Și a zis, păi eu dacă am 3 sticle de bere în frigider, nu dorm noaptea aia. Ai și le beau doar ca să nu le mai știu acolo. Ai scuze, stai cu băutura în frigider. Ce apucătură e asta? Ai și tu dreptate, dar tu când mergi cu el, stai cu el în cameră, când mergeți în turneu prin țară. Băi, am stat o perioadă, dar a început, fii atent. E foarte ciudat la Mihai ce se întâmplă. A avut o perioadă în care a sfărăit și acum, pufă e, mă. Băi, băi, face... Deci e pe bune asta, ha? Băi, ceva nenorocire. Te obișnuiești cu sfărăitul, știi? Accept sfărăitul. Bă, când începe să facă... Bă, dar Ciocea, dacă vine Ciocea când îl chemi... Ciocea e pericol, mă. Nu cred. Ciocea? Deci eram la Ciocea, zic, mă, ce se aude din el, face așa? Da, ăsta... Mi-e foarte mișto să vorbești cu nevastă ta la telefon și să fie Ciocea în cameră care doarme. Cine dracu crede că e Ciocea? Să fie Ciocea și Mihai. Unul să pufe... Să zici că te uiți la meciul de tenis de femei. Șarapova cu Alep. E Alep cu șarapova. Nu e, mă, doarme Ciocea cu Rait. Sunt în rulotă, nebun. Hai că uite, intră dată, că avem pauza la serviciul de televiziunea. Te sună dată, îi culc. Le zic, hai pi, hai cu tata. Îi culc frumos și după aia te sunt după meciul de tenis. Hai să vedem întrebarea a trei, mergând pe modelul stand-up-ului pe care îl faci. Da. Colegul de pe baltă prinde câte un pește pe oră, iar tu n-ai pescuit nimic o zi întreagă. Cum reacționezi? Am văzut că ai fost și la pește acum, te-am văzut în barcă. Da, am fost la Holbina. Lume bună acolo. Băi, da, ideea că acum este prohibiție și nu prea poți să pescuiești decât pe incinte. Adică de atunci ce ai fost în delta privată. Cu barca? Da, și am fost pe incinte, într-o zonă privată, că n-ai voie să dai pe sălbatic. Și acolo e ok. Și acolo plătești și pescuiești. Prinzi, nu prinzi. Vremea trece. Vremea trece. A sfințit frumos, s-au desfăcut niște sticle. Bă, la un moment dat nici nu mai contează de ce ai venit. Da, corect. Că te-ai trebuit tu de ce. Și ai prins ceva? Am prins, da. Am pus niște poze pe Instagram. Aprobam și eu Instagram, am vreo 20 de followers și ideea e că... Na. Colegul de baltă prinde câte un pește pe oră, iar tu n-ai pescuit nimic într-o zi. Cum reacționezi? Dacă colegul meu de pe baltă prinde câte un pește pe oră, da, a venit degeaba, unul la mână. Deci un pește pe oră e praf, e așa? Iar tu n-ai pescuit nimic o zi întreagă. Să știi că la mine nu e o problemă. Uite, vorbeam cu Vormeu, Leonte, care e de la Craiova, dar stă la Târgu Jiu. Da. Castelul de Apățeani și o ține pe... În fine. Și... Încă poți duce nema de aici, da, acolo. Bă. Și eu i-am zis, bă, eu cu Leonte, de câte ori mă duceam în delta la concursurile astea mari, toată lumea, bă, că am fost nu știu unde, că am prins nu știu ce avat, că în partea aia am prins... Noi găseam cele mai liniștite locuri. Nu era niciun pește acolo. Deci noi găseam locuri în care se dormea, rupeai. Deci pe barca noastră, pe alte bărci era, dă minciogul, 60-70, schimba aia. La noi era... Treceau ăștia cu bărcile și dormeam jos. Și se uitau și ziceau, bă, că nu știau dacă sunt în barcă, dacă am leșinat, dacă... Era o barcă care putea. Atât. Și na, nu prea. Asta nu ne supărăm. Dacă nu prinde nimic, e ok. Cum aplanezi conflictul într-o dispută cu Cătălina, cu soția, când, în care tu știi că ai dreptate? Nu există asta niciodată. Iată un răspuns corect. După o relație de 30 de ani, de când ne știm noi... De 30 de ani vă știți? Da, de 30 de ani nu există... 30 de ani, da, mamă! După 30 de ani, de câți ani nu ai variantă. Eu 15, ea 12. Ce te... Dacă nu m-au prins atunci, la revedere. Ideea e că... Nu, că erați amândoi minori, era legal. Da, mă duceam așa, mă... Și... oricum nu s-a întâmplat nimic până la 18 ani. Ideea e în felul următor, că... Ce ziceam, a? După atâția ani de relație, nu e de aplanat. Orice zice ea are dreptate. Asta mi se pare corect. Da. Și mai dau un sfat. Nu că are dreptate. N-are rost să mai zici și tu ceva. Că orice zici, te bagi în rahat și mai puternic. Deci... Bă, vrei să spun ceva? Atenție pentru cei care n-ați înțeles.
Mă, n-ai voie să zici nici Deci lasă cuvintele. Și cum, unde, deja aici ești rupt. Dacă și legi. Dacă și legi. Am auzit unii care eu nu știu de ce au ajuns la divorț. Păi odată a zis el, părerea mea, părerea ta, marș. Când legi genul de două, părerea mea. Deci care ai și cum, încă mai ai de dres, dar după 40 de ani de relație, vă spun eu, cel mai mult poți să zici, Bă, dar cum s-a ajuns, mă, la treaba asta? E, uite așa ușor s-a ajuns, că, bine, că mă întrebi și pe mine că sunt jucător de fotbal, femei mai bune decât bărbați. Da. Ca să vezi. Uite, am echipă de FIFA, spun eu. Întreabă Constanțenii dacă show-ul Sfaturile de Viață o să fie și pe la ei. Da, nu știu de ce întreabă Constanțenii, cred că este singurul care e marinar și era plecat în perioada asta, că am avut 18 show-uri la Sterul, la Constanța, n-am avut în niciun oraș până acum, atâtea show-uri, dar o să mergem și la Constanța, la ceva sală, nu mai știu exact. O să anunțăm afișul cu stand-up-urile care sunt acum pe paginile de Instagram și de Facebook. De Instagram și de Facebook la Mihai Bobonete cu bifa albastră, că mi-a dat o pe TV-ul Marcel care a făcut bifele astea. Ai luat bifă? Mi-a dat Marcel. Păi cât de unde ți-a dat Marcel? Păi Marcel are bifele în proce, eu nu știu. Am sunat, am întrebat cine are bifele. Marcel, m-am dus și mi-am luat. Zice cineva, mor cu omul ăsta Bobonete, la dor, mă dor fălcile, doamna, am râs cu lacrimi. Cam așa se rânde și la stand-up. Femei sau bărbați? Că mă aici n-am mai intrat. Ba, nu, uite, femei, Bobonete femei. Nu e normal, nu, femei. Femei. Întreabă cineva cum îți vin glumele instant. Cum vin glumele instant? Da. Le-am la pliculeț de la cum e cafeaua. Așa. Cu pliculețul gluma, l-amestec puțin, am băut-o și imediat. Așa. Mult. Cine ți-a dat ție sfaturi de viață? Cine mi-a dat? Da. O grămadă de oameni. Important e să le asculți, să le auzi, să le înțelegi. Că așa sfatul de viață toată lumea. Toată lumea. Și ultima întrebare, să zicem că Monica Bellucci te sună și spune că vrea să se apuce de stand-up. Ce sfaturi îi dai? Că poate mai sunt... Monica Bellucci, să vă sune pe mine. 3 dimineața, n-are somn. Tare de pe partea. Nu poți să-i spui să se întoarcă pe partea cealaltă. Să zic că... Ia Gaudăciuc o poză cu Monica Bellucci. Domnul Bobonete, de ce v-am sunat? Dar îi direct îi zic, fără domnul. Zic, ia zi Monica, prefer că... Prefer că vorbim, în fine, nu știu. Deci are numărul tău clar că ați mai vorbit. Te sună și aici... Are numărul meu, Monica, sigur, Monica Bellucci are numărul meu și... Ce ai, mă, și te sună și zici că vrea să apuce de stand-up. E, dar știi ce zic? Lasă-mă, fata mea, că fac eu destul. Vino încoace, mă, mai pui și pe ea să mai se ducă pe la Reșița Galați. Lasă, stai acasă. Ea vrea că la ea acolo vrea să facă. Da, eu am vorbit și cu Cătălina, să știi că ai zis Cătălina că n-are nimic împotrivă să o luăm menajer. Pe Monica? Da. Ai găsit poza a Ciucă? Da. Dar câte poze n-are... Te salută doamna Monica Bellucci. Și eu și pe dânsa și pe fata ei Deva, că eu n-am știut că așa o cheamă, am crezut că e orașul în care a făcut o. Dar așa o cheamă, Deva Bellucci. Unde e, mă? Asta e că auzi. Să se conecteze Ciucă. Numai cu poze cu Monica. Tată, băieții m-au deconectat. Iulica, hai mă, să vină Monica la cererea publicului. Pentru tinerii care nu știu despre cine vorbim la ora asta, vă recomand filmul Malena, când e chiar e pentru adolescenți. Ia, mai făcut ca să ai o adolescență reușită. Nu, adolescent acum nu mai e Monica Bellucci, e, adică e cam de o vârstă cu Busu, nu? Acolo e... Busu este, uite-l pe Busu acolo, văzut, Busu! Dar da, nu, arată la fel de bine și Busu și Monica Bellucci pentru vârsta lor, dar eu tot timpul am o glumă, zic că atunci când e martie de-ți alegi babele alea nouă, nu știu ce, tot timpul zic că Monica Bellucci e baba mea. Eu opresc tot timpul. Știam de asta. N-am în poza, Ciucă. N-are mă poză cu Monica. Stai un pic, nu avem... Eu? Da. Na, eu cu Monica? Doamne ferește că am pus o poză odată acum vreo 15 ani de zile. Ca că aici e și lumea, că îi comentez eu lui Mădălina Ghena, dar eu nu știu cine e Mădălina Ghena. Da, uite aici, Monica Bellucci, stai că am căutat. Ce poză vrei? Să când... Ce poză vreau să știu, Cătălin? La ce te referi, scuze, vă vezi că suntem în direct. Nu mă gândeam, adică cum să fie când te sună? Bă, vrei să zic ceva, am bătrânit frumos, mă. Adică, uite. Ce să... Uite, ce poză frumos. Uite, poate să mă sune așa. Deci să ce... te sune așa, da? Stai că le arătăm. Bine, dau peste telefon cu imediat, îl închid dacă deci așa, să fie ea îmbrăcată când te sună, da? Ei, na. Dar ce, e destul de decentă totuși. Da, adică și oricum e 3 dimineața.
Da, mă, și e negru, uite, și eu am venit în tricou. Da. Ei, auzi să mă sune. Eu acum rămân cu asta, plec de la emisiune și să mă vezi. De unde, unde pleci? Mă, acum mă întorc, făceam cu Alex niște ceva. Ideea e că... Da, mă, vreau îngătea un ceva, te așteptam când termin. Mă întorc și o să mă gândesc acum, când mă sună... Monica? Mm-hmm. Pe la 3 dimineața aia sună. A, după aia trebuie să mă întorc, mă. De ce? Că avem vizionare, primul episod de România au talent. În seara asta îl vedem în birou mare. E ceva greșit la tine. De ce? Păi hai să-ți explic. Yes. Să-ți fac, uite să-ți spui dacă am dreptate. Te rog. Deci tu ai plecat din, de la noi, de acolo, da? Da, mă. Și ai venit cu taxiul până aici la ProTV, da? Da, mă. Scump, aglomerat, ai făcut o oră jumate pe drum. Lasă scump, aglomerat, cât faci, am făcut, am îmbătrânit, așa. O oră jumate, da? Da. Acum tu pleci înapoi cu taxiul de la ProTV. Da, mă duc. Înapoi la noi acasă acolo. Da? Da. Perfect. Stai iar o oră jumate pe drum, stai aici, mănânci ceva, bun. Nu mai e, că nu mai apuci. Și apoi iar te întorci aici la ProTV? Da. Păi și de ce faci drumul ăsta? A, tu zici că să rămân aici la tine în studiori. Da. Mănânc, beau frumos, nu știu ce. Da. Ai moment să mai dansează, mai întorci într-o horă. Păi mă duc, mă, să mă schimb în training, că... Cu ăsta de gală cu arberii. Oameni buni, pe Mihai Bobonete îl căutați pe YouTube, îl căutați pe Facebook, îl căutați pe Instagram, în Las Fierbinți, la România au talente, peste tot, bă, nene, peste tot. Corect. Deci în seara asta la România au talente. În seara asta începem la ora 18 cu podcastul cu Antonia. Așa, deci pe YouTube. Pe YouTube, da. Apoi da, ProTV. ProTV, România au talent, sezonul fenomen, senzațional, 14. Diversitate maxim. 14. Apoi sâmbătă, duminică. Sâmbătă, duminică. Pe Facebook, Instagram, ceva. Nu. Nu, ca am meciuri cu Octav, mă duc cu Maria la mine, am multă treabă, nu postez. Perfect. Marți? Marți, România au talent, sezon nou, scrie... La Sfierbinți. Marți, sezon nou, la Sfierbinți, da, ce mă... Că știu. La Sfierbinți se cheamă, de-aia îl fac de 15 ani, încurcăm moarele. Exact. Foarte bine. Și în fiecare de luni, la Măruță, de la ora 3. Da, vă așteptăm aici. Sezon nou. Bobo, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Ce faci de Sfântul Valentin? De Sfântul Valentin am o treabă foarte mișto cu nevastă mea. Da? Da. Ce? Unde? Ei, ne facem un cadou unul la altul. Așa mișto. Și după aia, pe acasă. Că exact a doua zi și a treia zi încep filmările cum ar veni. La, adică pe 14 ești plecat? Nu. Sau tot local? Nu, stai acasă. Dacă vrei, facem, mă sun. Dacă mai rămâne din sticla aia desfăcută ceva care îi aduc eu ceva de mâncare bună. Am înțeles, perfect. El este, oameni buni, Mihai Bobonete, prietenul nostru. Nu uitați, căutați-l pe Facebook, mergeți la show-uri, bucurați-vă, distrați-vă. Corect. Și rămâneți cu noi pentru că vine busul să vorbească despre vreme, despre vremuri. Bilete nu. Uite cât a slăbit busul. Bilete n-avem voie, uite cât a slăbit butul. L-am văzut azi dimineață, m-am uitat la el. Arată din ce în ce mai bine, că mă uitam, poate să închidă sacul, băi, frate. Da. Ia uite-te aici. Jur că mă uit în fiecare dimineață, nu te mint cu ceva acum. A? Da. Și Mihai Dedu, 40 de chile, a slăbit în 10. Vrei să spun? Fii atent, test. Dacă m-am uitat la tine sau nu dimineață, zi tu, n-ați vorbit de vinilul, n-ai povestit că aveai un prieten care ți-a dat primele. Exact. Era camera tapițată cu benze, da, și intră și Mihai Dedu în discuție cu el, că și eu nu știu ce, începe busul să povestească, la care Mihai Dedu, că era fix, zice, scurt dacă se poate. Păi stai mă, că omul trebuie să prezinte și vremea. Adică s-au luat ei cu discuție ăla, că avea nu știu ce, că nu știu. Dar și apoi zice doamna Bilic de dimineață care povestea că rădăcinoasele sunt bune dacă cu dieta. Hai mă, ce naiba. Bun. Suntem în pauză de mult? Nu, Greta. Să luăm pauză? Greta, ai văzut? Cred că suntem în pauză de Greta mult. Greta mai este, mai are și stuardeză în weekend, știi? Mai face tot felul de semne. Ușile. Oameni buni, mulțumim, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.